Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Invitata noastră de astăzi este doamna Georgiana Vieru, coordonator eveniment. Și o să vedeți despre ce eveniment este vorba. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, bine v-am găsit! Telespectatorii noștri deja presupun că au citit tema emisiunii. Este vorba despre balul de la Castel. Ce înseamnă balul de la Castel? Da, este un eveniment foarte mare și foarte frumos, zicem noi, pe care noi, Fundația Bethany, îl organizăm deja de 5 ani la Iași. Este un eveniment caritabil, prin care în fiecare an încercăm să mobilizăm comunitatea ieșeană, atât persoane fizice cât și companii din Iași și nu numai, sunt și companii naționale care participă la acest eveniment, alături de proiectele pe care noi le realizăm pe parcursul unui an pentru copii în dificultate. Deci este vorba despre un bal care va fi organizat la acea locație, la Castel, pentru telespectatorii noștri la Castel, acea locație din Copounu, exact, să le spunem că Brazu. Este înspre Breazu, iar acest bal se adresează, de fapt, banii care vor fi strânși, unde merg? Merg către proiectele pe care noi le realizăm. Și am să detaliez un pic pentru că cred că este foarte important. Practic, ideea unui bal la Iași s-a născut din dorința noastră de a deschide un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități, unde aceștia să vină și gratuit să facă terapie, să facă kinetoterapie, logopedie, terapie ocupațională, educațională și așa mai departe. Pentru că era o lipsă mare pe acest segment și noi primeam foarte multe solicitări de la părinții lor. Asta s-a întâmplat în 2012, prima ediție a balului și implicit am strâns o sumă importantă de bani atunci și împreună cu alte mecanisme am reușit să strângem bani și să amenajăm și să dotăm un astfel de centru și din octombrie el funcționează. Din octombrie 2012. Așa. Iar în continuare am organizat și următoarele ediții ale evenimentului ca să susținem acest program și să-l dezvoltăm și să continuăm să dotăm centrul și să asigurăm toate cele necesare, pentru că e vorba de un efort continuu. Practic, 2012, 2013, 2014, 2015, suntem în 2016. Exact, suntem la a șasea ediție a evenimentului. Pentru această ediție, pentru acest an, ce v-ați propus să aduceți nou la acest centru? Practic, nu e vorba neapărat de noutate, cât e vorba de a continua să oferim servicii copiilor și să dezvoltăm aceste servicii. Pentru că nu e suficient să facem kinetoterapie pentru un copil o lună, două, trei. El trebuie să facă lucrul ăsta pe parcursul a ani de zile, chiar ca să obținem un progres. Și asta este variat de la copil la copil. Ce este nou anul acesta la bal este că din fondurile care se vor strânge în urma evenimentului vom susține și un alt program pe care noi îl desfășurăm. Mă refer acum la programul de burse pentru copiii din mediul rural. E un proiect pe care îl implementăm deja de 3 ani de zile. La momentul acesta lucrăm cu 20 de copii. Nu este un număr foarte mare, dar noi considerăm că este un început care poate fi un semn și pentru alte persoane. Exact, pentru alte persoane și pentru alte companii care își doresc să investească în educație. Pentru că noi așa susținem doar din fonduri private acest proiect și de asta începem cu un număr mic de copii, dar sper eu foarte tare ca în septembrie, când vom face selecția pentru următorul an de proiect, să putem include în proiect măcar 30 de copii. Bun, vă referiți la copii de diferite vârste? E vorba de școală gimnazială, de liceu sau? Vorbim acum de copii care sunt în clasa 7-a și 8-a, care sunt copii buni, sunt copii cu rezultate frumoase la învățătură, dar care în familie nu au susținere financiară, pentru că nu pot, pentru că sunt limitate resursele. Și foarte mulți dintre ei se întâmplă să rămână în comunitate și să nu meargă mai departe la liceu din cauza acestor dificultăți financiare. Bun, v-ați referit la copiii din mediul rural, înseamnă că acei copii vor veni undeva, știu, ori la Pașcani, ori la Iași, ori la Târgu Frumos, nu, ca să urmeze cursurile unui liceu. Ei practic sunt integrați în program încă din clasa 7-a și a 8-a, tocmai pentru a încuraja și pe ei și pe părinți, pentru a-i motiva, în primul rând, să-și păstreze rezultatele și, în al doilea rând, noi lucrăm și cu părinții lor, astfel încât să-i încurajăm să-i dea mai departe la liceu. Am înțeles. Haideți să revenim la evenimentul care am înțeles că se va desfășura miercuri, nu? Da, pe 15 iunie, de la ora 19, la restaurant la Castel, va avea loc această ediție frumoasă pe care noi am pregătit-o pentru ieșeni. Așteptăm peste 450 de invitații anul asta acesta. Asta vreau să vă întreb. Aveți 450 de invitații. Exact. E un mod
E frumos cum s-a mobilizat comunitatea și cum a crescut de la an la an numărul participanților. Anul acesta evenimentul va fi prezentat de Irina Păcurariu și Pavel Bartoș. Practic suntem pentru al treilea an în această formulă cu ei ca prezentatori și asta e un lucru foarte frumos pentru noi, pentru că oamenii fac un efort susținut ca să vină la acest eveniment. Practic ei vin pro bono, e modul prin care ei susțin proiectele noastre. Exact. De asemenea, ne bucurăm de participarea lui Horia Brenciu împreună cu HB Orchestra, iarăși pro bono la eveniment. Deci toți oamenii ăștia, împreună cu toți partenerii noștri care ne ajută să organizăm evenimentul, s-au mobilizat pentru ca acest bal să se întâmple la Iași. Bun, 450 de invitați. V-aș ruga să descrieți evenimentul. Ce se va întâmpla? Undeva la ora 19 vor sosi invitații, nu? Exact. Va fi o perioadă de cocktail și de networking, pentru că unul din scopurile acestui tip de eveniment este ca oamenii să se întâlnească și să socializeze. După care vom povesti un pic despre motivul pentru care suntem acolo. Este foarte important pentru noi, ca oamenii care vin la evenimentul nostru, să știe pentru ce donează banii pe care îi donează ca și participare la eveniment, să știe pentru ce licitează mai departe. Numai puțin, deci da. nu dezvăluiți de pe acum. Deci explicați oamenilor ce înseamnă acest bal. După care va fi un program artistic. După care va fi licitația caritabilă. Ei, aici și... am ajuns la unul din principalele puncte ale, să zicem, ordinei de zi. Licitație caritabilă. Exact. Licitația e într-adevăr unul din momentele importante din eveniment. Practic avem două tipuri de obiecte în licitație. Sunt obiecte de artă, donate de artiști ieșeni, dar nu numai, și avem obiecte de colecție. Între aceste obiecte de colecție, anul acesta s-a întâmplat să avem obiecte importante din zona sportivă. Și vorbesc acum de Nadia Comăneci, care a trimis o lucrare litografică cu semnătura dumneavoastră în original și salută evenimentul și vom avea un moment dedicat ei în cadrul evenimentului. De asemenea, echipa națională de fotbal, că toți suntem acum în contextul campionatului european. Unde participă și echipa României. Exact. Ne-a trimis tricoul cu semnăturile lotului național de fotbal, iarăși echipa națională de rugby ne-a trimis un balon de rugby. Vicecampionul olimpic la scrimă, Alexandru Sirițeanu, ne-a donat sabia cu care în 2012 a câștigat acest titlu. Practic, e, cum spuneam, deci, e un mod prin care toți acești oameni zic, da, ne place ce faceți voi, haideți să vedem cum vă putem susține. Și pe de altă parte, oamenii din sală pasionați de aceste sporturi și nu numai, pe lângă acestea mai sunt și rochi, bijuterii și iarăși nu o să spun tot, nu o să divulgați tot, exact, toate secretele. Dar este modul prin care unii aleg să doneze un obiect și alții aleg să-l achiziționeze și în felul acesta toți banii respectiv merg către programele noastre. Este modul de a spune, domnilor, deschideți portofelele larg pentru că o faceți pentru niște copii aflați în dificultate. Chiar dacă este vorba despre copii cu dizabilități, chiar dacă este vorba despre elevi care sunt buni la învățătură și nu pot continua pe acest drum din cauza situației financiare a familiei. Bun. Vreau să vă întreb un lucru, din experiența celorlalte ediții, cam la ce sumă vă așteptați să adunați la sfârșitul acestui bal? Da, anul sau trecut... ce sumă v-ați propus? Acum, e mai bine să venim aici să povestim despre rezultate peste două zile. Așa. Ce pot să vă spun este că anul trecut am mobilizat prin acest eveniment 32.000 de euro, care este o sumă importantă și dacă ajungem la această sumă și în acest an, va fi minunat pentru noi. Veți avea de susținut totuși două proiecte, nu? Continuarea acestui centru pentru copiii cu dizabilități plus programul burse. Exact. Noi, bineînțeles, balul de la Castel este cel mai important eveniment caritabil pe care Fundația Betani îl organizează pe parcursul unui an, dar mai sunt și alte modalități prin care încercăm să acum mobilizăm. Acum vreau să vă întreb. Fundația Betani mai are și alte proiecte, nu? Da. Care sunt proiectele pe care anul acesta le derulează sau urmează să le deruleze Fundația Betani? Practic, programele noastre importante sunt trei. E vorba de acesta, care se referă la copiii cu dizabilități și pe lângă
pe lângă centrul de recuperare pe care noi îl avem în cadrul fundației, lucrăm, încercăm să mergem și în județ și să ajutăm și familiile din județ care poate nu pot ajunge la noi cu copilul la terapie, dar încercăm să mergem cu specialiști și să-i instruim apropo de cum să... Cum trebuie să lucreze cu copiii. Da, da. Chiar părinții. Chiar părinții, exact, da. Exact. Mai vorbim de acum la programul de burse, iarăși este unul din proiectele noastre constante și, cum spuneam, încercăm să-l dezvoltăm. Începând de anul trecut, practic am început și să lucrăm și cu părinții și cu profesorii, pentru că atunci când vrei să ajuți un copil trebuie să ajuți tot sistemul în care el se învârte și e important ca toți oamenii care îl influențează să aibă aceeași viziune cu privire la copil și la educația lui. De aceea e prioritar pentru noi să putem investi în continuare în a lucra și cu părinții și cu profesorii. Și pot să spun că se văd rezultate atunci când lucrăm pe acest sistem, pe abordare. Se văd la modul în care învață copilul și dorința lui de a continua studiile. Și asta, dar sunt momente, nu știu, sunt rezultate punctuale pe care noi le vedem și am să vă dau un exemplu. Am organizat o masă rotundă unde erau și specialiști din domeniul educației, profesori, oameni din inspectoratul școlar, unde erau și copii, copii din programul nostru și erau și părinții lor. Și în momentul în care i-am invitat să vorbească în cadrul acestei conferințe, copiii au vorbit și au vorbit foarte frumos, părinții au zis pas. Și atunci, practic, am văzut că, uite, da, poate că face diferența. Și aș vrea să mai precizez un lucru. Programul de burse nu implică doar acest ajutor material lunar. Bursa înseamnă 150 de lei pe lună, timp de 9 luni pe an, e vorba de lunele școlare, exact. Înseamnă mai mult de atât, înseamnă un set de experiențe pe care noi le oferim. Vizite la diverse companii din Iași, din diverse domenii, astfel încât ei să cunoască mediile profesionale în care mai departe și-ar dori să ajungă. Au ocazia să vorbească cu profesioniști și am surprins momente foarte frumoase, discuții foarte frumoase între angajații companiilor și acești copii. E curios totuși, pentru că vă referiți la copiii de clasa 7-8-a. Prea sunt eu convins, adică eu stau și mă gândesc, între a 7-a chiar nu știam ce vreau să fac mai departe. De-abia în timpul liceului mi-am cristalizat ideea. Dom'le, asta vreau să fiu. Asta este foarte adevărat, dar și în momentul în care ei aleg la ce liceu merg, deja ei își construiesc în mintea lor o idee despre ce își doresc. Da. Acum că mai departe, în timpul liceului, cu toții ne-am schimbat opțiunile, se poate întâmpla, dar chiar și așa, eu cred că experiențele astea sunt necesare. V-am spus, poate că nu neapărat din prisma, că nu se, la vizitele astea nu se intră atât de mult în detalii tehnice. Nu. El să vadă, știu eu, ceva nou. A învățat la școală despre cum se produce știu eu ce și vede practic cum exact, se face acest exact. Lucru. Și mai ales discuțiile cu acești oameni care le vorbesc despre faptul bun. Și eu am fost acolo și eu am fost copil, așa am ales, poate că am ales greșit prima dată, mi-am schimbat opțiunea profesională. Experiențele astea cred eu că sunt cele mai constructive pentru ei și le dau încredere. Vreau să vă întreb un lucru. Pentru acțiunea de miercuri, balul de la castel, ați fost sprijiniți, fundația BTN, a fost sprijinită și de instituții publice? Balul e o inițiativă a noastră, care suntem o entitate privată. Acum, noi colaborăm cel puțin cu primăria Iași și am colaborat anul acesta în sensul că ne-au ajutat să promovăm evenimentul. Deci a fost cumva pe partea media, pe partea promovare. Dar în cea mai mare măsură cei care ne sprijină vin din zona privată și vreau să vorbesc un pic despre asta, pentru că cei care vin la eveniment văd că e un eveniment foarte elegant și unii dintre ei spun că e foarte scump să faci un astfel de bal. Nu e un eveniment scump pentru noi, dar e un eveniment care costă mult și nu l-am putea face dacă nu am avea toți acești parteneri care ne ajută să îl promovăm, să facem decorațiuni, să facem meniuri, să facem promovare, să facem concept. Adică e o echipă întreagă de oameni și cred că sunt mai bine de 100 de oameni care lucrează pro bono ca acest eveniment să se întâmple și Asta este foarte interesant. Pro bono este modul lor, într-adevăr, chiar cum a spus mea, asta este modul lor de a ajuta această campanie, această activitate. Da? De ce v-am întrebat de instituțiile publice? Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră, Fundația Betani, ajută comunitatea locală și, într-un fel, vă suprapuneți peste ceea ce ar trebui să facă și anumite instituții publice.
Noi ce încercăm și noi, adică Fundația Betanici? Centru ar trebui să fie și în atenția anumitor instituții publice din domeniu. Practic ce încercăm noi nu e neapărat să ne suprapunem, cât să acoperim acolo unde instituțiile publice nu reușesc să acopere toată nevoia. Dumneavoastră m-ați întrebat în contextul balului. În contextul balului nu există un sprijin foarte, foarte mare. E important că sunt alături de noi și că vor fi la eveniment. Există un sprijin, într-adevăr, pentru proiectele noastre care se referă la copii cu dizabilități. Practic, Consiliul Local susține în fiecare an, pe baza unui concurs, proiectele organizațiilor neguvernamentale și, da, Fundația Betan este una dintre organizațiile care sunt sprijinite în acest fel. Aveți totuși un sprijin din partea autorităților locale, în sensul că... Ceea ce este un lucru absolut firesc într-o... Am înțeles. O ultimă întrebare aș vrea să vă adresez. Spuneți-mi, dacă puteți, care este cel mai scump obiect pe care îl veți scoate la licitație? Cel mai scump obiect, cred că este un tablou. Da, este un tablou. E de presupus că a fost evaluat de către experți, nu? Nu neapărat. În general, artiștii au prețurile pe care ni le sugerează și atunci noi încercăm să nu ne ducem foarte jos față de evaluarea pe care ei o fac. În general, în catalogul nostru de licitație transmitem invitațiilor care este valoarea obiectului, așa cum spuneam, oferită de artistul care îl creează și care este prețul de la care pleacă licitația și acesta de obicei este un pic mai... Acest tablou, la cât este evaluat? 4.500 de lei. 4.500 de lei nu este o sumă mare. Asta e prețul de plecare. Prețul de plecare. Eu presupun că pentru un astfel de tablou se poate ajunge la o sumă, de vreo 15.000 de lei. Ar însemna să fie de 4 ori, pentru că în Iași există forță financiară. Ce să vă doresc decât mult succes în organizarea evenimentului, deja organizarea, presupun că s-a cam terminat, că suntem pe ultima sută de metri. Și nu numai să vă atingeți scopul, ci chiar să depășiți. Vă mulțumesc tare. Și vă așteptăm din nou însă două ore. Să povestim de rezultate. Exact. Mulțumim tare mult. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Dezbaterea Zilei. Până data viitoare, cele bune și la revedere!